Neața, dragi pescari și pescărițe, 4 grade afară, plec la un drum de 100 de kilometri, 98 de kilometri, aproximativ o oră, tocmai la Dunăre. Este 2 ianuarie, încercăm, e pentru mine un abonament nou, abia l-am luat acolo. Aștept să descoper noi locuri, mă duc să dau și cu dipperul să văd dacă pot să dau undeva cu feeder-ul, cu ce-o fi, cu staționar, la crap, la somn, la ce-o fi, nu contează. Acum am doar o lansetă de spinning, nu știu dacă pot să filmez. Da, o lansetă micuță de spinning, minciocul și un rucsac, totul pregătit așa pentru mai mult vizită, descoperire de locuri noi. Dragii mei, v-am lăsat. Ne vedem de pe Dunăre. Yay, poate mai filmez pe drum. Neața, cum am zis, am ajuns la Dunăre, am un pic de băgăjel, mă pregătesc. M-am plimbat puțin pe mal aici la baraj, e un baraj, sunt deja ceva pescari. N-am întrebat la ce dau, eu sunt oricum la spinning, am văzut că au bețe de fund, dau cu coșulețe. Cam asta e zona unde încerc prima oară așa un pic de spinning. Îmi trebuie ceva foarte greu, cred că observați că e un curent puternic. Da, mă aduc să-mi fac lanseta și dăm bătăi. Cobor și eu aici. Să arunc de vă câteva ori. Oricum sunt în vizită. Dacă prind ceva e bonus. Ușor îl rupeți gâtul. Interesant. Aici curentul parcă se duce înapoi. Ok. Sper să nu încurc pe nimeni deocamdată. După aia am voi. Erau 7 grade când am ajuns. Dar nu se simt 7, maxim 5. Probabil în soare 7. Aici sunt cam la dus. Poate e cam mare guma, poate îndrăznesc cam mult. Dana. O să punem probabil și alta mai mică.
Da, e numai întinsură, ce să zic. Apă mică. Asta e Dunărea aici, diguită. N-ai un loc de pus cortul pe toată bucata asta, nu știu cât sunt. 5 km cât am pedalat pe aici, poate și mai mult. Din mădor picioarele până în gât. Am mai oprit, am mai spinuit așa câte un pic, dar n-ai, întinsură. Întinsură. Da, ia cam o plimb. Măcar văd copaci. Am văzut și un cetățean câine. Am să opresc filmarea să nu îl deranje și să dacă om. Da, deci dig, diguită, n-ai unde să-ți pui cortul. Poți să vii cu direct numai cu patul, dormi pe pat. Vine mașina, ți-ai tras deoparte și da, hai zici și o umbrelă. Dacă să spui un broli, canci carici, tăticu. Da, mă apropii de capătul de unde de fapt începe zona în care am dreptul să pescuiesc, pentru că e abonamentul doar pe bucată de Dunăre. Cam de acolo de unde e insula aia, limba aia de pământ, nu știu dacă se vede bine. Biserica aia în capăt se vede, cam pe acolo începe zona de pescuit. Poate cobor până la podul ăla naval de baraj, poate mai încerc acolo. Cum ați văzut de campat porțiunea asta, n-am unde campa, două locuri, atât, două zone. Aici parcă văd ceva, dar nu cred. Cred că e stuful la pământ, nu cred că e nicio limbă de apă și oricum e riscant, nu poți stai pe limba de apă. Vine Dunărea, oprește poarta, se ridică nivelul, ce faci? Iei apă la buci. Da. Cam asta e, dragii mei. Mai fac o filmare dacă ajung la pod acolo, deși mi s-a părut și acolo distanța destul de mare. A, nu, e stuf. Stuf la pământ. Stuf la nivelul apei, nu la pământ. Nu e nicio limbă de pământ. Da, asta e. Nu mai mă duc încolo, că n-are rost. Aici m-am lămurit cu zonele de pescuit. Am să arunc aici lângă stuf de două ori și o iau înapoi. Da. Mă dau un pic mai jos. Ca să nu-mi pară rău că am urcat atâta drum. Da, și locul ăsta, care să zici că ar fi ok, dar îți trebuie bețe maxim de 3 metri, am eu 2,40, de-abia puteam arunca. Poți să pui două rotpoduri și să te campezi aici, în zona asta. Chiar dacă ești un pic mai la stradă, dar e bine. A, uite aici, pare interesant. Ia, nu mă apropii așa de tare. Dăm de aici un pic. Op, ce să dai, bă, Ioane? Dai, iurea.
fix asta îmi trebuia mie acum. Încălcituri. Încălcituri îmi trebuiau, mă. Peruci. Am plecat de acolo de sub pod. Mă mai plimb, dacă tot am ziua asta liberă. Ne uităm. Pe malul ăla mai sunt doi pescari, probabil au fost la spinning. Da. Am curs acolo. Uite așa, rupeam aș gâtul, dacă mă pierd aici, mă găsește, Doamne iartă-mă, n-are cine. Mai merg 500 de metri, mai aval, dacă nu-mi place, ci văd, renunț la idei, dar nu prea ce să-mi placă. Uite și aici, sub piciorul ăsta de pod, sub podul ăsta, la piciorul podului, am mai mers un kilometru. Nu puteam să intru cu mașina, numai denivelări și mâl și noroi și alte prostii. Mai încerc și aici și mi-ajunge pe azi. Oricum am făcut chirpici pe papuci. A, nu e o problemă. O, ce bine arată aici. Adică măcar ai cum să cobori jos, în rest e abrupt. Aici văd că au făcut și trepte pescarii. Da. Frumos. Frumos, frumos. Frumos, asta e bine că nu mi-a rupt gâtul, dar am zis că Doamne ferește. Am dat direct în pod. Hai, bă,
unde să te duci, unde, dacă nu cunoști. Am tras o concluzie, când n-ai un prieten să te ajute și faci de capul tău, începi să faci febră musculară, plimbându-te. Apa mică, am avut o trăsătură, cred, mai dăm o dată. A, nu cred, uite, buriană pe... Era un pic de buriană, nu văd. Mai dăm, că doar nu mă duc acasă acum. Ei, nu mă duc, mă duc, că nu mai stau. Ușurel rupe-mi aș gâtul, tu mă ferești. Nu știu dacă o sta cineva pe locurile astea, sau a încercat vreodată cineva pe locurile astea, dar uite știu cum e malul. Gata, beaz. M-am agățat bine. Nu o scoate de acolo. Lăsă-mi, poate să duci. Nu, să duci. Hai că încerc să urc dealul. Poate mai rup gât odată. Dar cu asta, basta, dacă nu, nu mai fac niciun... Deci o altă montură mi-ajunge. Am tăvălit un pic Dunărea la Germanica. Mai sunt și Moșneac. Uite, și aici am mai stat unul. Lumea a încercat, așa am făcut și eu. E, nu-mi spune că am scos-o. Incredibil, domne, am scos-o. Dar nu mă risc să mă cobor aici. Cineva a stat acolo. Am în spate, cred ce am. Hai că mai arunc de aici două ori. Nu mă las până n-o pierd, nu? Măcar... Am motiv să plec acasă. Ce înseamnă să ai avantajul înălțimii? E sus în mijloc. Asta e, asta a fost excursia mea de astăzi, 2 ianuarie 2023, pe Dunăre în Germania. Am descoperit câteva locuri de campat, să zicem așa, bune de feeder, bune de crap. Am văzut și ceva solți, am uitat să-i filmez, am zis că-i filmez la întoarcere, dar na. Nu i-am mai filmat.
Vă urez un an plin de capturi, nu cum a început anul meu. Fire întinse și ne vedem la un alt episod, să zic așa. Ciao, ciao. 15 și 13 minute, nu mai, gata, pe azi, gata.